Primul pas, vom începe să dăm formă unghiei naturale. Vin cu o pilă, granulație 180. Dăm forma, după care cu o pilă de 240 vin și mătuiesc suprafața unghiei. Vin întotdeauna într-un singur sens, adică nu vin o dată spre dreapta, o dată spre stânga. Scuturăm de praf. Iar acum ne vom ocupa de cuticulă. Vin cu pusherul și încep din sinus să împing vin ușor dintr-un sinus până în celălalt, după care pot veni să verific dacă am ridicat perfect. Verific. Dacă avem reziduri pe placa unghială, putem veni cu partea opusă a pusherului și vom îndepărta. Iar acum, cu ajutorul bitului, vin și curăț cuticula. Durațiile frezei sunt la 15.000. Încep din axul central, ridic foarte bine și vin ușor pe sub cuticulă, fără să ating placa unghială. Dacă este nevoie, revin. Pur și simplu trebuie să vedem cum bitul merge pe sub cuticulă. Oprim freza. Mutăm pe forward. Și începem de la ax. La fel, pe sub cuticulă. Și revin. Bun. După ce am curățat-o, uitați cât de mult am intrat pe sub eponichium. Nu scot niciodată forfecuța. Ridic foarte puțin. Calc, deschid foarte puțin vârful forfecuței și intru câte puțin, circa 1 mm. Cotul meu s-a ridicat și în timp ce vom ajunge la sinusul opus, cotul meu trebuie să fie paralel cu masa de lucru. Am tăiat cuticula. Voi lua pusherul, voi pune un șervețel umed și voi veni pe sub eponichium și voi curăța foarte bine de praful rămas. Și așa arată placa unghială. Lăsăm să se usuce. Vin cu o bază clasică, nu contează ce bază folosiți. Vin și o aplic din apropierea eponichiumului spre vârf. Ușor pe laterale, trebuie să veniți uniform cu materialul și să fie aplicat pe toată suprafața plăcii. Am o scamă. Bun, și acum uscăm pentru 30 de secunde. După ce s-a uscat baza, vom face apexul din rubber cover. Vin cu un strat periat, la fel din apropierea cuticulei, trag
Vin ușor spre șanțurile periunghiale. Vin și în partea opusă. Iar acum vom forma apexul. Apexul trebuie să fie poziționat la jumătatea unghiei. Iau o bulă de material. O vom descărca la jumătate. După care voi merge ușor spre cuticulă și o voi trage spre vârf. Apexul trebuie să aibă înălțimea de 1,2 mm. Nu lăsăm bulele, tragem ușor, după care vom întoarce pentru câteva secunde. Verific blicul în lampa de lângă și usuc pentru 60 de secunde. Nu pot verifica blicul deoarece lampa care luminează este LED și nu se vede blicul perfect, cum se vede la becul de 13 sau 15 W pe care l-am avut în celelalte videoclipuri. Iar după ce uscăm, venim și aplicăm topul. Așa arată unghia, se vede jumătate-jumătate deoarece în dreapta am becul care și reflectă blicul dacă îl pun aici, iar în partea stângă am lampa care nu arată blicul. Acum vin cu strat periat din apropierea eponichiumului spre vârf, după care voi lăsa mai mult top și voi întoarce mâna pentru a se forma iarăși blicul. Eu voi verifica aici, după care voi usca 30 de secunde. După ce s-a uscat, venim pe forma unghiei. Scuturăm de praf și asta a fost tot. Ce trebuie să știți este că în momentul în care scoateți din lampă, topul s-a uscat, dar nu s-a răcit și nu este bine să atingem unghia. O lăsăm un minut, două, după care venim și aplicăm uleiul de cuticulă.